vorbeam înainte de interviu, îmi spuneați că strada asta nu vă aduceți aminte când a fost asfaltată. Așa, au peticit-o, au încercat să mai repare pe aici pe acolo. Cum e să o vedeți în întregime asfaltată pentru prima dată după câțiva zeci de ani? Pentru mine este o bucurie, dar bănuiesc că cea mai mare bucurie au localnicii, cei care stau pe această stradă. Trebuie să vă reamintesc că această stradă, înainte de a fi asfaltată, cel puțin ceea ce facem acum, am racordat-o la canalizare. Avem o canalizare de 10 ani pe fonduri. Practic a fost făcută canalizarea, dar cetățenii nu au fost racordați. Am racordat cetățenii anul acesta. Anul acesta, repet, de 10 ani este țeava în pământ. Pe partea aceasta am schimbat conducta de apă, care tot așa, de când oamenii ăștia și-au făcut casele, conductele erau cele vechi. Am schimbat conducta, motiv pentru care acum putem să asfaltăm. Și asfaltăm exact așa cum trebuie. Acesta, cum vedeți, este un strat de egalizare, cum spun specialiștii, după care urmează acel strat de uzură de câțiva centimetri peste. În iarna asta oamenii vor putea să circule pe aici, nu se vor mai împotmoli cu mașinile, se poate lucra frumos pe ea și pentru dezăpezire mai departe. Câte străzi, câte asemenea străzi aveți în plan pentru perioada asta? Păi, în luna aceasta avem în plan 18 străzi și încă programul continuă. Când sunteți dumneavoastră aici? Când ați văzut ultima dată strada asta asfaltată la dumneavoastră? Nu mai știu minte, dar sunt ani mulți. Lăsați-mă că... Sunt ani mulți. Și ultima dată când... Acum când ați văzut că se reface, ce v-ați gândit? Vă gândeați că o să o vedeți așa, să arate? M-am gândit că e foarte bine. Că e foarte bine. Păi lăsați că astăzi... Mai sperați să o vedeți asfaltată? Speram. Speram. Era. Vă place cum arată? Vă salut, să trezi, mulțumesc. Nu știu cât o rezistam, îmi place. Da. Trebuie să rezist acum, ai făcut tainic, sunt mai multe straturi de asfalt, aveți lucru bun aici. Eu am observat și pe alte asfalturi, că piatra e mai măruntă la suprafață. Văd că asta e mai mărișoară, dar poate e bună. Deci credeți că rezistă mai bine? Da. Strada asta asfaltată se arată. Da. Niciodată. Niciodată? De când sunteți dumneavoastră, niciodată n-a fost așa. Chiar vorbeam cu copiii, cred că prima dată vedem și noi strada așa. Dar nu știu până când. Când ați văzut așa, ce a spus? Sperați să o vedeți așa vreodată? Păi nu-mi venea să cred, mai ales că băiatul meu are treaba aici cu... Nu, într-adevăr, niciodată. Acum am văzut-o și noi așa. Și cum arată? Dumneavoastră ce ziceți? Eu zic că arată bine. E, păi și eu zic tot la fel. Da? Sigur că da. Bravo cui a făcut. Cinste. Primăriei. Păi primăria, bravo lor. Cinste. Domnul primar este, domnul primar, e vinovat. Să știți că nu prea-l cunosc așa pe domnul primar. Cu toate că... E important da. Să facă primar, nu să vorbească. Bravo lui domnul primar și cu cine a fost de acord. Să fii sănătos. Bună ziua, bună ziua. N-avem nimic de... Când ați văzut strada asta asfaltată ultima dată așa? Optim? Când ați văzut strada asta ultima dată? Niciodată. M-am mutat de 20 de ani și n-am văzut. Deci de 20 de ani nu ați văzut așa. Da, că am avut casa mai jos acolo. Și când ați văzut... Drepteri, până în Revoluție o stropeau, o aranjeau, deci regimul trecut. Și când ați văzut-o așa, ce ați zis? V-a venit să credeți? Păi mi-a venit că am avut încredere în primar. Da. Că se trage după la Buzău, de unde sunt și eu pe acolo. Părinții, nebăștea, unchii, nu știu cine. Și e un om care promite, face. A făcut treabă bună? A făcut bună, treabă bună. Ne-a întârziat toi lanț de la Raja, dar că era de când cu Daci. A mers și acum. Da, a mers, cum a putut acolo. A avut acolo. Să mai pune, se numește stratul de uzură pe care circulă mașina. Acum mergem pe jos. Pe el până pe strat de egalizare, da? După care revenim și aducem un strat
pentru trafic. Chiar ne uitam pe fereastră și ziceam la băiat, zic, când ai mai văzut o strada frumoasă așa, ce niciodată, mamă? Ce n-are băiatul? E, băiatul e mare. Eu am pus piatră spartă, eu am pus ca să era iarna. Nu-i interesa pe nimeni. Cinste la domn primar și s-o ține tot așa. Cât a durat în total? Păi ieri am început și astăzi și mâine. Se poate face treabă și în 3 zile, ca să zic. Cum să nu? Durează mai mult, că acesta care îl turnăm noi este un strat de egalizare ca să acoperim ce a fost, a venit raja, săpata, băgat canalizare și să-i dăm un strat de egalizare și vine stratul 2 de 5 cm de uzură. Deci, care au fost pașii? Explicați-ne așa puțin pașii. Mai întâi ați rașchetat ce era vechi, nu? Pregătirea pentru asfaltare constă în frezare, băgat peria mecanizată, emulzie bituminoasă și aștenerea stratului de egalizare. După care stratul de uzură. Stratul de uzură de 5 cm. Dacă o stradă din asta poate fi făcută în 3 zile, ce mai aveți de lucru mai departe? În cât timp terminați? Dacă vă ajută și vremea. Dacă ne ajută vremea, îl terminăm, normal. Cam într-o zi, o zi jumate, e strada gata.